Trezirea! Ce? Unde? Când? Tăticule, fugă la mansardă! Jasmina, fugă la mansardă! Jasmina, fugă! Tăticule, ce s-a întâmplat? Nu știu, Jasmina, probabil că este vreo inundație. Ție cine ți-a spus să te urci sus? Mămica. Și mie mămica mi-a spus să vin la mansardă. Dar unde este ea? Și Melissa? Ce e asta? Azi faceți 24 de ore la mansardă. Dacă vreți să părăsiți challenge-ul mai devreme, atunci căutați farfica. Pentru ce nu am o farfică? Da, Jasmina, ai dreptate. Pentru ce dacă noi putem să coborăm? Cum a ajuns asta aici? Când ne-am urcat, nu erau. Iată pentru ce nu-mi trebuie farfică. Da, exact. Farfică, farfică. Ana, Jasmina, voi aici faceți școala. Aici trebuie să fie undeva prerechizit de școlare. Farfică, unde e? Nu-i. Nu-am înțeles. Ce e? Și la mine e o literă? Și la tine? Și de ce se mai văd aici peste tot? Acolo, acolo, acolo. Încă o hârtie? N-am înțeles. Ce cutie este aceasta? Eu n-am pus nimic aici. Jasmina, ia uite ce am găsit aici. Ce ai găsit? Trei cutii. Păi asta este noua colecție de la Diagostine. Jucăriile noastre preferate. Și sunt cu păsări. Wow, le deschidem? Haide, eu vreau să le deschid pe toate. Și eu. Jasmina, trei cutii vor fi prea mult pentru noi. Eu zic să deschidem cutia aceasta, iar aceste două rămase să le facem cadou urmăritorilor tăi. Foarte bună idee, tăticule! Rămâneți până la final cu noi ca să aflați cum puteți câștiga aceste două cutii cu păsări de la Diagostine. Acestea le dăm într-o parte pentru voi, iar aceasta o deschidem. Da! Citesc pe această cutie și văd că sunt 16 figurine de păsări răpitoare diferite. Și aici, în această cutie, sunt de asemenea 16 pachete. Hai să vedem dacă reușim să strângem toată colecția. Da! Wow! Deci, 1, 2, 15, 16. 16. Jasmina, hai cu ochii închiși să alegem un pachet și să-l deschidem. Haide! Hai! Tu? Ok. Și? Eu gata. Eu. Aici este o revistă cu toată colecția și informații despre fiecare pasăre în parte. Da, Jasmina. Uite ce se scris, de exemplu, despre vulturul rege. Știi că este așa vultur? Nu știu eu. El preferă să se hrănească cu fructe. Fructe? Rege? Da! Eu mă gândeam cu pește, că... Dar mănâncă și carne atunci când este slăbit. Interesant! Foarte interesant! Oare ce este aici? Oare ce este? Aici încă o broșură mică cu mai multe informații anume despre această pasăre. Dar ce e tot așa? A, nu! Nu, altfel. Culoare seamă. Un șoim, ce e să fie? Acum și vedem. Car, car. La mine este șoimul călător.
Și uitați-vă ce calitativ este făcută. O, și ghiare are. La mine este acvila de munte. Trei păsări din colecție luminează în întuneric. Și trei din ele își schimbă culoarea la soare. Următoarele sper să nu se repete. Eu aceasta. Se deschide foarte ușor. La mine e negru. Dar la mine este cu capul alb și se numește, stai să găsesc în limba română. Uitați-vă ce cap la mine, tada, roșu tăticut și-a prins. Wow! Și aici e alb. La mine este vulturul cu cap alb. Noi am reușit să strângem 12 păsări din 16. Și eu cred că este un rezultat foarte bun. Tătică, mie așa de tare îmi place această bufniță albă. Apropo, Jasmina, bufnița aceasta luminează în întuneric. Da, și aceasta. Da. Mie foarte mult, ca și părinte, chiar îmi plac aceste jucării. Ele nu sunt doar educative, ci sunt și un antistres. Sunt foarte moi, plăcut la atingere și se întind foarte tare. Și acum, atenție! Dacă vrei să câștigi o cutie cu păsări, atunci trebuie să fii abonat la canalul Jasmina Show, trebuie să dai like la acest videoclip și să scrii în comentarii cum te numești, de unde ești și vreau o cutie cu păsări. Iar dacă vrei să dublezi șansele de câștig, atunci participă și la concursul de pe pagina mea de Instagram. Jasmina, noi cu păsările acestea am uitat că trebuie să ieșim la mansardă. Ah, da, chiar! Dăm păsările într-o parte și ce făceam noi? Căutam bilețele. Da, litere. Cu litere. Cu păsările ne așcăm mai târziu. O, aici este o literă. A. Pe scaun mai este una. Tăticu, dar de unde să știm de câte litere avem nevoie? Ai dreptate, Jasmina. Eu nu m-am gândit la asta. Stai că aici în spate scrie. Aveți nevoie de 11 bilețele. Eu am găsit deja 8. Iar eu am 3. Înseamnă că le-am găsit pe toate. Vino cu aici mai repede. E, A, O, Z, B, E, T, N, A, E, I. Ce cuvânt poate fi? Nu știu. Jasmina, avem prea multe A. Poate începem cu A. A. A, Z, B. Nu, nu cred. A, B, A. A, B. Hai să spunem A, B, A, B, T, A, B, T, nu. Nu, stai, A, B, N, E, A, Z, E, Liniuță, T, abonează-te! Eu cred că voi ați înțeles ce trebuie să faceți. Apăsați pe butonul roșu. Jasmina, cum așa? La voi în clasă și nu este nicio foarfecă. Tăticu, nu știu, erau farfici, dar toate au dispărut. Trebuie de făcut ceva ca să ieșim de aici. Eu deja am flămânzit. Pare că văd ceva. Și e comestibil. E o pâine. Hai, deschide să mâncăm. Trebuie să scoți din ambalaj. Ua? Ce este asta? Mai sunt aici? Stai un pic. Dar cum a ajuns în pâine? Nu știu. Avem aici un test de logică. Câte pătrate sunt aici? 95% nu găsesc ultimul pătrat. Jasmine, noi trebuie să rezolvăm această ghicitoare.
Posibil că astfel vom găsi foarfica. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi 6, 7, 8, 9. Mai este vreo 1? Noi credem că răspunsul corect este 9. Nu-i corect? Hai să mai numărăm încă o dată. Numărăm încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 și ultimul este în mijloc. 10. 10 pătrate. Cum? Prieteni, scrieți-ne în comentarii câte pătrate sunt în acest desen. Hai încă o dată să spunem, dacă nu zici, înseamnă că sunt mai multe. Care? Am mai observat un pătrat. Unde? Cel mai mare. Ra-a-a-a 11 pătrate. Wow, yes! Și unde este următorul indiciu? Unde e cheia? Ia! Muzică? Ce poate însemna aceasta? Pune muzică la computer? Nu știu. Poate pianul, el face muzică, tra-ra-ra-ra. Exact, Jospina. Hai să ne uităm la pian. În cărțurile aceea, da? Iasă! Iasă, vină cu acea. Așa. Și trebuie să... How many figures are hidden in this picture? Câte figuri sunt ascunse în această imagine? Adică câte animale? Hai să le numărăm. Elefant. 1. Delfin. 2. Pește. 3. Cal. 4. Da. Căluț de mare. 5. Câine. 6. Pisică. 7. Șoarece. 8. Hai să uităm, poate mai sunt. Cred că atât, nu? Cred că da. 8 animale. 8 figuri. Yeah! Prima! Și? Șarpe? Noi nu avem în casă șerpi. Nu avem șarpe, adevărat, dar avem una de jucărie. Și unde este el? Acolo. Hai să vedem. Unde? El este aici. Aici? Da. Iată, mititela. Ieși. Zicu, privește. Litere? Litere, da. Wow. Ia să vedem. Căldură. Ce poate să însemne asta? Eu cred că știu. Calorifer! Ups! Ai văzut? Da, iată-l! Iată! Wow! Este legat de matematică. Eu cred că mai mult de logică. 2 plus 2 egal cu pește. 3 plus 3 egal cu 8. 7 plus 7, triunghi. Tu te-ai prins? Cum e posibil asta? Da, eu cred că știu! Cum? Uite, dacă 2, îl unim cu acest 2, numai că îl punem așa ca în oglindă, față în față, ar fi un pește. Dacă 3 îl întoarcem aici, față în față cu acest 3, va fi 8. Și dacă acest 7 îl punem aici, va fi ceva de genul triunghi. Tăticule, tu ești așa de deștept. Întoarcem foaia să vedem. Tablă? E ușor! Tablă! Tu vezi undeva? Nu. Pe ea nu scrie nimic? Super nu. Nu? Aaa, eu m-am prins! Ce? Aici este tablă mai micuță. Aha. Opa! Ce scrie aici? Jasmina!
literele sunt întoarse. Noi avem nevoie de o oglindă sau de... De ce avem nevoie? De cameră, de la telefon. Tu crezi că cu telefonul vom putea citi acest cuvânt? Da. Hai să vedem. Ține, așa. Da. Și eu. Pun camera selfie. Cuvântul este ghirlandă. Ghirlandă? Unde avem noi ghirlandă? Acolo! Acolo? Hai să continuăm. Iată și foaia! Avem aici 4 imagini. O pisică și un iepure cântăresc 10 kg, un câine și un iepure 20 de kg, un câine și o pisică 24 de kg, iar toți trei împreună trebuie nu știm câte de kilograme. Așa. Dacă punem câinele la iepure și pisică, trebuie să fie mai mult decât 24, mai mult decât 10. Trebuie să aflăm cât cântărește iepurile. Iepurile. Da. Haideți să ne gândim împreună. Puteți pune pauză la această imagine și gândiți-vă și voi. Apoi scrieți-ne nouă în comentarii. Cum gândiți? Cât cântăresc pisica, cățelul și iepurile împreună? După puțină mișcare de creier, am găsit soluția. Din aceste două imagini, vedem că pisica cântărește mai mult decât iepurile cu 4 kg. Înseamnă că dacă ei amândoi cântăresc 10 kg, iar pisica cu 4 mai mult, reiese că pisica cântărește 7, iar iepurile 3. De ce 7? Pentru că 3 plus 4 este egal cu 7. Pisica cântărește 7, iepurile 3. Rămâne să aflăm cât cântărește câinele. Dacă iepurile cântărește 3 kg, atunci 20 minus 3 este egal cu 17. Verificăm! Pisica cântărește 7 kg. 24 minus 7 kg este egal cu 17. Numărul coincide. Calculăm 17 kg plus 7 kg a pisicii și 3 kg a iepărului, rezultă că este 27 de kg suma totală a greutăților lor. Noi credem că răspunsul este 27! Yeah! Ce? Geam? La masardă avem un singur geam! Da! Hai să vedem! Probabil că trebuie să-l deschidem. Și? Zăpadă, dar nu cred că este indiciul. Stai. Poți tu găsau? Eu am găsit, Zosmina, ia uite aici. Oh, cum? Foarte celeb! Da! Închidem că e fric. Și? Ieșim! Și acum să tăiem panglica verde și roșie și apoi iarăși verde și roșie și să intrăm în casă. Da! În sfârșit ieșim. Jasmina, îți dau voie ție prima. Tati, tu vezi unde noi suntem? Da, suntem în garaj, dar unde e holul? Primul etaj? Hai înapoi, ceva nu e regulă. Iarăși la mansardă? În dormitorul vostru? Ceva nu e regulă, Jasmina. Da! Hai înapoi. Iarăși în garaj. Da! Jasmina, eu zic că nu are rost să alergăm încolo încoace, încolo încoace. Uh-huh. Rămânem aici și facem 24 de ore în garaj. Iar vouă vă amintim să participați la concurs și să câștigați jucăriile de la Diagostini. Iar acum
Unde sunt indiciile? Unde? Unde?